Bine ați venit la Minecraft Viața la școală Aoleu, bă frate, bă De ce mă doare atât de tare capul? Mă doare aici în spate Parcă, parcă mi-a dat cineva cu ceva în cap Și, și unde sunt? Sunt în Pixelville? Unde, unde mă aflu? Alexia, da, Alexia m-a răpit de la benzinărie Am și uitat, frate, că mă doare capul prea rău Cred că mi-a dat cu ceva în cap și m-a dus până aici Doamne, iartă-mă, Alexia Oh, a răpit-o și pe doamna vânzătoare de la benzinărie. Păi, Alexia, de ce ai făcut asta? De ce ai răpit-o și pe femeia asta nevinovată? Mamă, frate, dar da unde sunt? Cred că sunt în cealaltă, cealaltă parte a orașului. Pentru că tare am impresia că acolo este cumva școala aia mică și secția de poliție. Alexia, de ce m-ai adus aici și de ce, de ce ai răpit-o și pe, și pe doamna vânzătoare? Alo, gura mai mică. Are rost să vă spun că dacă încercați să scăpați sau dacă țipați, sunteți morți? N nu, stai liniștită, dar da, da, ce vrei de la noi? Ce vrei de la mine? De ce mai rapid? Și Alexia, de ce faci toate chestiile astea? De ce încerci să ne omori? Băi, am fost prieteni atât de mult timp. Ne-am înțeles atât de bine. Tu tot timpul ăsta ai vrut să ne omori? Tot timpul ăsta ai avut genul ăsta de gânduri? Eu și prietenii mei și foștii tăi prieteni suntem practic, suntem șocați. Deci nu, nu ne vine să credem că tu ești în stare să faci chestiile astea. De ce tot faci lucrurile astea? Ba, Alexia, bă, pe bune că nu înțeleg. Bun, acum că ați înțeles cum stă situația, ascultați-mă aici. Mai exact tu, Marius, tu trebuie să mă asculți. Vreau să te întreb ceva. Voiam să spun întrebarea asta din momentul în care ai decis să-ți omori fratele. Dar, dar nu eu mi-am omorât fratele, Alexia. Poliția l-a omorât. Poliția l-a omorât pentru că a răpit oameni și că era o persoană foarte periculoasă și că a rănit foarte mulți oameni vinovați. Poliția l-a omorât. Să-ți aduc aminte că a răpit copii, că mi-au omorât bunici, nu eu l-am omorât. Nu spune că eu l-am omorât pentru că nu, nu, am făcut eu chestia asta. Cum te-ai simțit? Cum ai putut să te uiți în ochii lui și să-l omor? Dar nu eu l-am omorât știind că este complet nevinovat. Alexia, Rafael, cred că este... a fost, da? Cel mai vinovat om pe care l-am întâlnit în viața mea. Dar tu de ce faci toate chestiile astea? Tu tot timpul ăsta erai împreună cu el? Tot timpul ăsta erai un șarpe? asta ai făcut tot timpul ăsta? Știind că este complet nevinovat, cum ai putut să faci lucrul ăsta? Ce fel de om ești? Alexia, nu eu am făcut-o, poliția a făcut-o. Și era. Era un om foarte rău, man. Nu zic că merita să moară, că până la urmă, chiar dacă a făcut atât de multe lucruri, încă, na, îl iubesc și l-am iubit, pentru că este fratele meu, da, eu și este o legătură așa de familie, dar mai bine se ducea la închisoare decât să îi se întâmple asta, dar na, asta s-a întâmplat. A, da, nu tu ai apăsat pe trăgaci, păi chiar eu, dar tu ai stat acolo și ai lăsat poliția să-l omoare fără să intervii. Ești mai responsabil decât ei, băiatule. Păi, Alexe, ce ai să faci? Dar Rafael e un infractor, a fost un infractor. În fine, când am auzit că a fost ucis, am plâns toată noaptea. Dar după mi-am dat seama ce m-a învățat el. Niciodată să nu mă dau bătută și să mă răzbun. Așa că mă voi răzbuna. Și nu doar tu, ci toți o să plătiți pentru că ați omorât un om nevinovat. Alexe, dar n-am omorât niciun om nevinovat. Rafael era vinovat. Nu zic că merita să moară. Nu zic chestia asta, dar era vinovat. Și, și de ce ai răpit-o și pe doamna asta? Domnișoara Alexia, vă rog frumos, eu nu știu care e treaba cu voi, habar n-am cine este fratele acestui băiat și nu știu nimica. Vă rog frumos, lăsați-mă să plec. V-am văzut la știri, am văzut că sunteți dată în urmărire, dar credeți-mă că dacă mă lăsați să plec acum, nu o să zic nimic nimănui și o să mă prefac că nimic nu s-a întâmplat. Alexia, auzit-o pe doamna asta, las-o să plece. Las-o pe bune, în pace, las-o să plece. Vă rog frumos, sunt o mamă singură, am o fetiță de șapte ani, trebuie să mă duc să o iau de la școală. Vă rog eu frumos, nu mi faceți rău. Nu vă gândiți doar la mine, gândiți-vă și la fetița mea. Haide mă, Alexia, lasă o pe femeia asta să plece, dar de ce ai repit-o și pe ea? Băi, deci, fratele, eu chiar nu mai cunosc pe Alexia, mie nu vine să cred că în momentul de față, eu mă rog de Alexia să lase o femeie nevinovată în pace, adică, cum am ajuns în situația asta? N-are niciun sens, pur și simplu. Pe bune. Știu că m-am răpit pentru că eram acolo un martor, dar știu să-mi țin gura. Știu să tac când este nevoie și îmi dau seama că în situația de față chiar este nevoie. Vă rog, mă lăsați să plec. Vă rog frumos, vă implor, mă pun și în genunchi dacă e nevoie, dar doar lăsați-mă acasă să-mi văd fetița și să o iau în brațe. Alexia pe bune, las-o să plece. Pe bune, Alexia, las-o să plece. Las-o să plece că n-are nicio treabă cu tot conflictul ăsta. N-are nicio treabă cu noi. Știu că ai răpit-o și pe ea pentru că era martor și probabil ți era frică că sună la poliție, dar uite-te la ea, e foarte panicată, are și o fetiță acasă și nu o să sune la poliție, nu o să ți facă niciun rău. Pe bune, lasă să plece. Vreau să-mi văd fetița, cine o să-mi ducă fetița la școală, bla bla bla, doar tâmpenii. Nu mă impresionez dacă îmi spui o poveste emoțională. Bă, tu adineauri mi-ai ținut mie un discurs despre că n-am suflet, că i-am lăsat pe polițiști să mă moare fratele și tu acum vorbești așa? Apropo de povești emoționale. Hahaha, ha, ha, Marius, ați fost la un pas să picați în capcana pe care v-am făcut-o eu și doamna directoare. L-am băgat pe fraierul ăla la voi în clasă pentru că eram 100% sigură că o să vă trezească suspiciun povestea lui, dar nu a fost să fie. Păi eram sigur, băi, și fete te voi vă dați seama. Adică, nu eram 100% sigur, dar era ceva foarte suspect faptul că tot ni se aducea aminte că Mihaița a fost un băiat așa care a avut o copilărie mai proastă ca să ne intre așa la, la, la minte. Mă, deci tot a fost planul ei și planul directoarei. Și, și tu ai ucis-o pe directoare, nu? Dar da, de ce ai ucis-o? Mă, băi, și fete, bă, ce monstru stă în fața mea în momentul de față. După, doamna directoare era foarte panicată și voia să mă dea în gât, așa că a trebuit să fac asta În fine, și tu, doamna vânzătoare, stai liniștită. După ce îmi pun în aplicare planul secret uh, Ce plan? Și toți cei care i-au făcut rău iubitului meu o să putrezească în pământ, te las să pleci a, ah, deci odată ce spui în aplicare planul secret, toți care, adică polițiștii, bă, bă Alexia, deci te rog eu, nu mai, nu mai zic că noi l-am omorât pe Rafael, pentru că noi, deci nici măcar, care iară asta, n aveam nicio treabă, să-mi fi spus că noi am fi început și l-am provocat și după l-a omorât poliția, dar, dar n-am făcut chestia asta, el a venit după noi, el a vrut să ne facă rău, el a făcut toate chestiile astea și după l-a omorât poliția, pentru că era un pericol pentru societate. Nu, nu mai spune că noi am făcut chestia asta, că pe bune nu este adevărat. Vorbesc cât de serios se poate. Deja am făcut destule victime colaterale, și dacă fac și mai multe, o să-mi fie foarte greu să scap de poliție. Măcar asta, băi și fete. Măcar o să lase pe femeia asta să, să plece. Măcar atât. Eu acum o să plec. Trebuie să mă duc să cumpăr ceva pentru planul meu secret. Da, Alexia, fără supărare care e treaba cu planul ăsta al tău secret? Adică, din câte am înțeles de la tine, mă include și pe mine, pentru că tu crezi că eu l-am omorât pe Rafael, Dar eu și prietenii, și prietenii noștri, adică prietenii mei, fost și tăi prieteni, și că o să putrezim în pământ, așa că eu zic că merită să aflu și eu, mai ales că nu pot să fac nimic acum, că mai răpit. care e treaba cu planul ăsta secret? Marius, fără supărare, dar ești prost? Ce parte nu înțelegi din plan secret? E secret, nu trebuie să știi. Ok, nu trebuie să mă faci prost, ok, ok. În fine, ascultați aici Eu acum o să mă duc să cumpăr ceva Dar mă duc în apropiere și nu stau mult Să nu cumva să, gând, să vă gândiți să plecați Am camere peste tot în afară Văd orice intră sau iese din casa asta Vă dați seama, băieți, că voiam să plec, dar nu Dacă are camere peste tot... O să, stau doar în, doar, o să stau doar în camera asta și nu o să mă mișc. Chiar nu vreau să-mi fac mai multe probleme decât, te, decât am în momentul de față. Să nu cumva să încercați vreo prostie. Dacă văd că ați făcut asta, mă întorc acasă și vă pun un glonț în cap. Ați înțeles? Uh, am înțeles, da. Eu și doamna, doamna vânzătoare o să stăm fiecare în patul lui și o să așteptăm să vii. Uh, am înțeles, doamna Alexia, dar vă rog să nu faceți rău. Vă rog, vreau să ajung acasă la fetița mea. Stai liniștită că a zis că nu o să-ți facă rău. Fra și surori, Alexia e plecată deja de vreo oră, iar eu m-am pus să mă culc puțin, nu vă dați seama că n-am putut să adorm, însă după ce a plecat Alexia, m-a luat o panică foarte tare pentru că mă gândeam că situația în care sunt în momentul de față e una foarte gravă și am zis că dacă mă pun puțin în pat, o să, cum mi spune, o să mai reducă din stres. Și să știți că chiar am mers, chiar dacă nu am putut să adorm, eu în continuare o aștept pe Alexia și eu și doamna vânzătoare. unde e doamna vânzătoare? Basta e jos, bă! basta a nebunit! Bă, da, da, n-a zis, bă, fraților, n-a zis Alex să nu ne mișcăm, bă, a luat o raz, vrea să o moare. A, a, ok, e tot în casă, da, dar da, nu, nu e normal. Doamna vânzătoare, ce faceți? Doamna vânzătoare, a zis Alexia că timp ea e plecată să nu ne mișcăm de acolo. Ce nu înțelegeți? De, de ce ați venit aici? Adică nici măcar n-ați fugit sau ceva de genul. De ce ați venit aici? De ce vă riscați viața? Și dacă o să vină acum Alexia și ne găsește aici? Haide, Marius, ești așa fricos. Lasă că nu ne face nimeni nimica. Băi, doamna vânzătoare, fii atent de ce am venit jos. Când îți spunea ție de planul secret, am văzut cum ținea o carte la spate. Și am crezut că aia este cartea planului secret. Când a plecat afară, am auzit-o că a coborât jos și că a deschis ceva. Și m-am gândit că a pus acea carte într-unul dintre butoaiele astea. Și ce să vezi, am avut dreptate. Dar nu prea înțeleg care e treaba și ce scrie aici. Citește și tu. Deci tu ai venit aici ca să afli planul ei secret? Bă, dar da, până la urmă e secret? Lasă! Lasă că cine știe ce se întâmplă? Doamne, fraților! Doamne ferește! Pese de la Alexia, ia ce plan secret are? Uh... Ok, nu înțeleg, băi Nu înțeleg. Casa lui Marius plantată. Poftim? casa lui Alex plantată, casa lui Tănase în lucru, casa lui Ovidiu în lucru, casa Malei plantată, casa lui Rafa plantată, secția de poliție plantată. Poftim? Cum adică plantată? Și cum adică în lucru? Ok, ok, băi, de se pare că planul secret al Alexei are ceva legătură cu casele noastre, dar chiar nu înțeleg. Cum adică plantată? În fine, în fine, doamna văzătoare, haideți, haideți, deci ok, ne-am uitat la planul secret, n-am înțeles absolut nimic, știm doar că are ceva, aia dacă vă întrebați, sunt, acolo e vorba de casa mea și de casa prietenilor mei. În cazul în care, puteți să vă fac și dumneavoastră așa o mică istorie, că dacă toți sunteți aici cu mine, Alexia a fost fosta noastră colegă și tot a luat o răsturnare de situație, s-a dovedit că de fapt era iubita fratelui meu, care fratele meu era un infractor foarte mare, fratele meu a fost ucis de poliție și acum ea încearcă să se, să se răzbune. Acolo habar n-am ce scrie, nu știu ce, înseamnă, adică, nu știu ce semnifică plantată, adică ce plantează flori, n-are niciun sens. În fine, haideți să, haide să mergem înap înapoi sus... Are o cameră de supraviețuire. Doamne, băi și fete, doamne, sper, sper, să nu ne facă nimic. Oh my god, și acolo, oh my god! Haideți să mergem, care camera de supraveghere? Haideți, vă rog eu să mergem sus acum. Băi uh, băie și fete, de aproximativ 5 minute, Alexia a venit înapoi la casa asta și de 5 minute stă acolo, nu zice nimica și doar se uită la noi. Adică, nu știu, este așa o dinamică foarte ciudată, este un sentiment așa foarte tensionat în camera asta. Nu înțeleg de ce doar se uită la noi și nu spune nimica. Chiar mă face să mă panichez puțin, vă spun sincer. Adică mi se pare foarte ciudat. În fine, nu o să mă duc să o deranjez, adică dacă vrea să zică ceva, dacă vrea să întrebe ceva, să întrebe. Sper doar că nu s-a uitat pe camerele de supraveghere dinăuntru. Știi? Adică până la urmă, Având de vedere că noi suntem aici, nu am fugit, nu i-am furat nimic sau ceva de genul. Nu cred că ar avea un motiv să se uite pe camerele de supraveghere din casă, nu? Păi și vede? au omorât-o pe doamna vânzătoare. Ok, cred că s-a uitat pe camerele de supraveghere din casă. Bă, bă, fraților, au omorât-o. Păi era un om nevinovat. Po avea o fetiță acasă. Păi, fraților, am pușcat-o pe loc. Mamă, băi, dar ce s-a întâmplat cu Alexia asta? Nu e Alexia pe care o știam eu, băi, și fete? Ce s-a întâmplat cu fata asta, men? Oameni, deci nu-mi vine să cred, fraților. Deci mie, mie nu-mi vine să cred ce se întâmplă. A omorât-o Alexia de... De ce a omorât-o pe doamna vânzătoare? Asta primește cineva care nu mi-ascultă regulile. A furisit asta, nu înțelege limba română? Ce am spus eu? Să nu iasă din camera, Alexia? Fie vorba între noi, ai zis, să... zis să nu ieșim din casă. Ai zis să nu ieșim din casă, dar zic că adică, pe mine să nu mă mor, că eu n-am... N-am făcut nimic. Eu m-am pus să mă culc după ce ai plecat tu, pentru că eram foarte stresat și am zis că dacă mă pun puțin în pat, poate mă destresez. Și după când m-am trezit, am văzut că doamna văzutorii nu mai e aici și am văzut ok, jos. M-am dus jos acolo și, na, mi-a zis că stă și ea pe acolo. Na, nu, nu mi-a zis nimic mai mult. Și după am văzut camerele de supraveghere. Noi nu știam că ai și camere de supraveghere în casă, pe bune. Ha, 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 dar lasă. Mai bine că acum e într-o baltă de sânge. Poftim. Măcar acum Marius, vezi și tu ce se întâmplă dacă nu mă asculți. Că numai bine, acum chiar trebuie să faci ceva pentru mine. Și glonțul pe care l-am băgat în capul ei îți demonstrează că nu mă joc. Uh, dar dar ce trebuie să fac pentru tine? Și termină o dată, nu mă interesează de fetița ei, mă doare undeva. A interesat pe cineva de, de, de iubitul meu nevinovat care a fost ucis pe nedrept cu sânge rece. Alexia, iubitul tău nu a fost nevinovat și nici nu a fost ucis pe nedrept cu sânge rece. A fost ucis și împușcat deoarece poliția l-a lăsat de foarte multe ori să scape și nu le-am că l au lăsat, dar i-a scăpat de foarte multe ori și el a răpit niște copii, adică ne-a răpit pe noi și pe părinții noștri. Da, a fost împușcat, știi ce zic? Adică, mie nu prea mi se pare pe nedrept, adică, nu știu, cred că, că, că cuvântul pe nu e folosit atât de bine în situația asta. Eu acum o să o car pe asta jos, o să o bag într-un sac și o să mă duc să o arunc la coșul de gunoi. După o să mă întorc, deoarece trebuie să faci ceva pentru mine. Trebuie să-mi pun planul în aplicare, nu ăla secret, ai înțeles? Hai treci în pat și nu cumva să miști. Ok, păi haide că o să mă duc în pat și o să aștept să, să vii să-mi spui ce, ce trebuie să fac. Ok, Alexia s-a dus jos, băi și fete, a băgat-o pe doamna vânzătoare într-un sac de gunoi și după a ieșit afară a venit de 5 minute, bănesc că a aruncat-o la un tomberon. Doamne, băieți și fete, bă, mie nu vine să cred, men. Mie nu vine să cred că acum ceva timp doamna vânzătoare era acolo și Alexia a, a ucis-o. Deci eu nu înțeleg ce e în sufletul acestei fete și de ce se comportă așa. Alexia, ai zis că va trebui să fac ceva pentru tine. Îmi spui și mie despre, despre ce este vorba mai exact? Hai nu mai fă pe plângăciosul și ascultăm aici. Deci, ți-am luat telefonul și urmează să dau un mesaj către polițistul Mike și toți prietenii tăi. Mesajul o să fie ăsta. Oh, oh my god, le dați un mesaj fals? Vă rog, ajutați-mă. Alexia m-a răpit la benzinăria de lângă spital, dar am reușit să scap. Am reușit să scap și în 5 minute ajung la benzineria de pe strada Moș Nae numărul 12. Vă rog, veniți acolo, dar fără poliție. Veniți doar voi și ajutați-mă, pentru că Alexia a omorât oamenii vinovați și spune că o să o facă în continuare dacă vede poliție. Mamă, băi, și fete, mamă, deci... O, o să-i atrag pe prietenii mei într-o capcană? Mamă, nu, 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 nu... Mamă, dar ce-a gândit mesajul ăsta, mamă, băi și fete, dar da, chiar pare că e un mesaj scris în disperare. Alexia, tu, adică... Tu vrei să trimiți mesajul ăsta și să mă trimiți pe mine ca am o meală? Bun. Și cât că știi ce ai de făcut? Tu o să mergi acolo la benzinărie și o să-i aștepți. Iar după o să vin eu acolo și mă ocup eu. Și după asta o să pun în aplicare și planul secret. Ești pregătit? Hai să mergem. Uh, nu, adică nu. Chiar nu. Chiar nu sunt pregătit de chestia asta. Chiar n-aș vrea să o fac dacă ar fi după mine. Dar bănuiesc că este obligatoriu. Bun, deci, ok, haideți haide să mergem unde a zis Alex, adică bănuiesc că, din câte am înțeles de aici, da, m am răpit la benzineria de lângă, de lângă, spital și eu o să fiu la benzineria de pe strada Moșnaie numărul 12. Din câte știu, lângă spital nu e nicio stradă numită Moșnaie numărul 12, e efectiv strada spitalului acolo, așa că haideți să, da, haideți să mergem acolo la benzinărie. Bun, fraților, Alexia m-a pus aici și va trebui să-i aștept pe prietenii mei și pe polițistul Mike. Alexia mi-a furat telefonul și a scris mesajul ăla de care v-am zis, fraților, și fix acum aproximativ 5 minute i-a dat send. Și din câte am înțeles, dacă, uh, cum spune, dacă erau la secția de poliție, ajungeau în 5 minute, însă Alexia și că s-a dus la secția de poliție și n-a văzut pe nimeni acolo, așa că probabil sunt de cealaltă parte a orașului și o să vină în aproximativ 30 de minute. În astea 30 de minute eu trebuie să aștept aici a? Și a zis că nu trebuie să fac absolut nimic Am pe și fete, dar eu bă, mă simt atât de vinovat acum Că eu practic, fără să vreau, fără voia mea Îi atrag pe prietenii mei cei mai buni și pe polițistul mai într-o capcană mortală Cine știe ce vrea să facă nebuna asta Și dacă îi împușcă pe toți, și dacă le face ceva, știi ce zic? Și după, mam, după toată viața fratelor o să trăiesc cu, cu regretul ăsta Și cu, ca, ca și cum e vina mea da, mamă, da, m-am da, gândit să scap, nu știu, m-am gândit să fură la, dar Alexei e undeva pe aici, ascunsă, fraților. Și bine că dacă încerc să fac ceva, pe bune că o să mă împuște. Că după o să vină, o să vină aia și o să mă găsească mort și o să știe că, na, ce s-a întâmplat. Mamă, fraților, a, aș putea să fug, dar știu că Alexei e undeva pe aici, bro, și că o să-mi facă rău. Mă mătare am impresia că fac ceva mai greșeală din viața mea dacă nu fug, dar nu pot, frate, nu pot. Pur și simplu nu pot, nici măcar n-am un telefon la mine sau ceva de genul să, să sun la poliție, să le zic că e, e de fapt o capcană și să vină și cu poliția. Adică au și dat-o pe aia că Alexia, dacă, cum zice, dacă o să vină cu poliția, dacă vede poliția, probabil o, o, o să se enerveze și că au omorât oamenii vinovați și că nu știu ce. Oamenii, lucru adevărat, ea chiar au omorât oamenii vinovați. În fine, haideți că o să stau aici și o să aștept să, na, să vină prietenii mei băieți și fete au trecut vreo 15 minute și n-au venit prietenii mei. Pentru că probabil n-au ajuns, sunt în cealaltă parte a orașului, însă a venit un om să-și alimenteze mașina. Și voi vedeți că benzinăria asta este destul de ciudată, pentru că nu are... Gen, trebuie să plătești acolo la tichet, adică, vedeți, aici e complet altceva, nu doar, doar nu o benzinărie. În continuare, băieți și fete, nu o văd pe Alexia, însă de când a venit omul ăsta, am un plan haideți să mă duc la el, da? Deci vedeți că e acolo. Haideți să mă duc la el să-i zic că am fost repede de Alexia. Toată lumea știe pe Alexia. Tot orașul știe că a apărut la știri. Și să-i zic să sune neapărat la poliție. Să sune neapărat la poliție pentru că prietenii mei o să se, o bage într-o capcană. Vreau să mă duc să-i zic asta pentru că am impresia că Alexia nu e prin preajmă sau ceva de genul. Adică vedeți că nu o văd niciunde. M-am tot uitat. De, de 15 minute mă prind ca prostru. Prin jurul... Uite și asta și alimentează mașina prin jurul benzinăriei ăsteia și nu o văd deloc pe Alexia. Adică, nu știu, poate să fie aici, dar, dar, dar nu o văd. În fine, băieți și fete, nu, ha, hai să fac chestia asta. Hai să mă duc la ăsta și să-i zic să sune neapărat la poliție, cât de rapid poate. Uh, bună ziua! Am o rugăminte la dumneavoastră, deci, deci vă rog să fiți concentrați și, și, și să mă ascultați, vă rog eu probabil o știți pe Alexia, ați văzut-o la știri, este dată în urmărire în tot orașul, pe mine m-a răpit. M-a răpit, acum am reușit să, să evadez, de fapt, nu am evadat, ea m-a pus aici ca un fel de momială pentru prietenii mei și ei o să trebuiască să vină și o să pice într-o capcană și Alexia o să o mare pe toți. Așa că vă rog, sunați la 112 și spuneți că, și spuneți că mesaj pentru polițistul Mike este o capcană, este o capcană, spuneți chestia asta. Poftim cine ești? Sunt Marius. Da, da, nu contează. Te-a răpit Alexia, fata care este dată în urmă la televizor? Da, da, da. Acum sunt sun. Așa, vă rog. Vă rog să sunați. Alexia! Oh, nu, băi, și fetele au murit și pe ăsta alt om nevinovat. Mă, doar din cauza mea, mă, doar din cauza mea că am venit la asta și i-am cerut să spună la, la, poliție. Mamă, doar din cauza mea. Alexia, da, da unde te ascundeai? Bă, nenorocitule, ce ți-am spus eu? Uite, acum din cauza ta, omul ăsta nevinovat e murd, dar. dar da nu e din cauza mea. Înapoi la casă ești un incapabil. Alexia, stai puțin. Înțeleg că ești foarte nervoasă, înțeleg că, uh, cum îți te-am trădat, dar te rog eu, înțelege-mă și pe mine. De, deci, pe bune, sunt foarte panicat în momentul de față, mai ales când am văzut că omor oamenii ăștia nevinovați și nu mai vreau să moară mai mulți oameni. De-aia am făcut chestia asta. Promit că nu o să mai fac, Promit că nu să mai fac. Te rog, nu fă rău și nu, nu mai fă rău la mai mulți oameni vinovați. Te rog eu, promit că... Uite, putem să mergem înapoi, să mai facem asta odată și nu o să mai fac nimica. Deci te rog eu pe bune, uh, credemă. Deci dacă odată... Mai ești din cuvântul meu și nu mă asculti, o să te omor. Gata, Alexia, pă nu trebuie să zici genul asta de chestii, stai înnistită. Și nu doar pe tine, ci și pe toți care sunt apropiați. La fel cum ați făcut și voi cu mine. Planul meu secret este gata. O bombă este plantată la fiecare dintre casele voastre și la secția de poliție. Oh my God, băieți și fete. Oh my god, băi și fete, asta însemna plantată. Oh my god, asta însemna plantată. Alexia a pus o bombă la fiecare dintre casele noastre? Poftim? Băi, fraților. Băi, cum este posibil? Dacă nu mă asculti pe mine și nu cooperezi ca să-i primi pe toți în plasă... Doar aștept să se facă noaptea și apăs pe butonul ăla și toți o să moară. Gata, Alexia, nu. Nu, nu trebuie să faci chestia asta. De acum o să cooperez cu tine și o să fac, o să fac tot ce îmi Dar eu aș vrea să-i vezi cum mor în fața ta și să ai și mai multe suferință pentru ce ai făcut lui frate tu nevinovat. Dar dacă nici așa nu se poate, schimbăm foaia. Frate, mi nu era nevinovat. Mamă, băi, și fete, acum trebuie să o ascult pe Alexia și trebuie să fac tot ce îmi zice. Că dacă nu, va, apăs, va apăsa pe, bu pe buton și toată lumea o să moară Mamă, băi și fete, ce mă fac?